Salutare, oameni buni! Vine Paștele! Cum vom lua lumină? Cum ne vom spovedi, cei care dorim să ne spovedim? Cum putem să fim mai aproape de cei dragi nouă, chiar dacă ei sunt foarte departe, sunt izolați în altă parte? La toate aceste întrebări, caut răspunsuri alături de un prieten foarte drag mie, Părintele Francis Doboș, pila mea la Dumnezeu, cum îmi place mie să-l alint. Sunt sigur că după acest dialog ne va fi un pic mai bine. Sănătate! Cred că asta e urarea care trebuie să existe ziua asta. Sănătate! Să fim sănătoși! Trăim vremuri teribile, părinte! Vremuri cum nu ne-am imaginat că o să trăim. Chiar dacă ați fi știut de Revelion că o să trăim astfel de vremuri, ați fi făcut ceva altfel? Nu, continuăm să trăim mai departe. Trebuie să ne inventăm, să fim creativi, să ne bucurăm de viață, să ducem mai departe. Aici mă gândesc la vorbele lui Noica. Nu uita că Dumnezeu te-a trimis pe pământ să-L înlocuiești, să dai sensuri, să creezi, să duci începutul său înainte. Ne apropiem de Paște. Oamenii așteaptă sărbătorile pascale, așteaptă lumina. Dar în aceste condiții va fi un pic mai greu. Fizic să ne deplasăm, fizic să ne îmbrățișăm, fizic să ne întâlnim cu cei dragi. Care este sfatul unui părinte în astfel de situații? Că tehnologia ne vine în întâmpinare. Avem FaceTime, avem Skype, avem orice mijloc ca să ne putem vedea, să ne putem îmbrățișa virtual. Acum când comunicăm te simt atât de aproape. La fel putem să o facem în această perioadă de pandemie, închiși în casele noastre, dar deschiși la minte și la suflet. Pentru un părinte, cum e această perioadă? E altfel decât pentru noi muritorii de rând? Am mai puțină treabă la spovadă pentru că nu pot veni oamenii să se spovedească și nu se pot împărtăși. Asta este marea durere. Dar am foarte multă treabă pentru că, iată, prin mijloacele de comunicare încercăm să spunem că Dumnezeu învie și nu este împiedicat nici de ușile închise, nici de casele noastre, de nicio pandemie. De obicei mergem noi să luăm lumină. Acum vine lumina la noi. Ce ar trebui să învățăm noi din această perioadă? Să învățăm că nu ne descurcăm singuri, că avem nevoie unii de alții. Că suntem, spunea Papa Francisc, cum putem să avem pretenția să rămânem sănătoși într-o lume bolnavă? E o lume bolnavă de sens, deci avem nevoie să ne căutăm la sens. Avem nevoie să ne căutăm nu doar la cumpărături, la mall, ci avem nevoie să ne căutăm la suflet, la inimă. De aceea avem nevoie nu doar să aprindem o lumânare, să aprindem viața noastră, să ne dăm seama de lucrurile esențiale în această perioadă. Adică să ne întoarcem un pic la noi și să vedem ce e bine cu noi, ce am făcut bine, ce putem face mai bine. Fără să ne certăm, fără să ne facem acele examene de conștiință, doar punând biciul spiritual pe spinarea noastră sau mai ales pe spinarea familiei noastre. Nu în sensul acesta, să ne întoarcem la Dumnezeu. Dar nu la un Dumnezeu așa, un Dumnezeu stăpân. Adică să ne dăm seama că Dumnezeu este un tată, că El dorește să ne mântuiască. Adică nu dorește să ne cheme repede din această viață. Nu. Dar să prețuim viața aceasta, chiar dacă ducem lipsă acum, chiar dacă pentru mulți oameni vor veni vremuri grele din punct de vedere economic, social, dar să ne dăm seama că suntem vii. Și atâta vreme cât suntem vii, putem să o luăm mereu de la capăt. Ce ar trebui să rămânem după această perioadă? Ce ar trebui să facem mai bine după această perioadă? Să prețuim gesturile simple, ceea ce putem face acum în casă. Pentru că în graba noastră, în fuga noastră, după să prestăm, să dăm o imagine bună despre noi, putem să lăsăm esențialul în urmă. Adică familia noastră, gingășia noastră, lucrurile acelea pe care nu le punem în valoare. Părinții noștri, să mai punem mâna pe un telefon, să-i sunăm, pentru că nu avem de câștigat doar bani, nu avem de câștigat doar o poziție socială, ci avem de primit dragostea celor din jurul nostru. Să nu o cumpărăm de fiecare dată. De Paște există, mă rog, cel puțin la mine în familie există, domnule, dacă nu te-ai spovedit un an întreg, măcar de Paște spovedește-te. Acest lucru va fi foarte greu. Să ne ducem să ne spovedim offline, adică online nu se poate pentru că nu este recunoscut. Cum am putea totuși să ne spovedim, ca Doamne, Doamne, totuși să ne audă și poate să fim iertați într-un anumit fel? Aude. El aude. Ne aude și El acum. Aude. Da, ne aude și acum. Doamne, iartă-ne. Așa. Este deja o primă măsură, adică părerea de rău. Pentru că
în inima noastră știm când greșim. Adică să spunem, măcar Doamne iartă-ne, dar cu sinceritate, nu doar așa de fațadă sau față de, adică fără să ne pară rău, doar din gură. Nu este spovada aceasta, dar este acea părere de rău care ne poate pune în comuniune cu familia noastră, cu cei dragi. E important lucrul acesta. Apoi când terminăm, când scăpăm de pandemie, ne întoarcem și ne spovedim atunci. Să nu ne fie teamă. Nu suntem în pericol de moarte. Am înțeles, recuperăm atunci. Dar e bine să stăm, din ce am înțeles eu, să stăm un pic noi cu noi și să vedem unde am greșit, ce putem face mai bine și ne putem ierta. E musai, cred că. Bă, e foarte greu să ne iertăm noi pe noi înșine. Poate e lucrul cel mai greu să ne iertăm pe noi înșine. Putem să iertăm mai ușor pe ceilalți, dar de foarte multe ori remușcările de conștiință ne împiedică să intrăm în viață, să ne bucurăm de viață și spunem, da, n-am făcut bine, dar nu merge. Hai să ne dăm seama că suntem vii. Putem să o luăm întotdeauna de la capăt. Cred că cel mai greu este pentru noi și să recunoaștem niște lucruri pe care am greșit. Pentru că o dăm întotdeauna la slalom. Avem senzația că celălalt este vinovat, nu noi. Să ne oprim din a căuta vânătoarea de vrăjitoare. Acum că suntem în această situație de pandemie, mie sau ție nu ne folosește să știm cine e vinovat, de unde a plecat, din târgul de la Juan sau de la o conspirație mondială. Nu ne încălzește cu nimic. Dacă urmărim toate știrile, ne putem agita și mai mult. Haideți să punem mână de la mână și prudență de la prudență ca să ne mențim în viață și să scăpăm după aceea și prin prudența noastră. Care a fost cel mai straniu lucru care vi s-a întâmplat în acest timp de, mă rog, de izolare, de carantină? Cel mai straniu, adică prima dată când nu au mai fost credincioși în biserică, m-am trezit că celebrez Sfânta Liturghie cu catedrala goală. Goală. Prima dată a fost foarte ciudat. Mai apoi am descoperit că în camera de luat vederi, dincolo, pentru că transmitem toate Sfintele Liturghii online sau la televiziunea publică de sărbători sau la radio, sunt mii și mii de oameni, mii și mii de suflete care așteaptă cu nerăbdare și care participă, care ne dau feedback-uri nemaipomenite. Așadar, și online este o puternică cale de comunicare. Nu este ideal, evident. Cei care vor. Da, nu este ideal, dar este cel mai bun lucru pe care îl putem face acum. Biserica este aproape de familii, de oameni, de suflete. Da. Vi s-a întâmplat să vă întâlniți pe stradă cu un om neprotejat și să-i spuneți ceva? Sau să vă spună? Nu, că nu prea am ieșit. Am ieșit foarte rar. Da, adică am fost prudent. Nu prea am ieșit în această perioadă. Doar am fost la bolnavi să-i împărtășesc, să-i spovedesc, pentru că ei, da, pot fi spovediți și împărtășiți și mi s-a întâmplat în pericol de moarte și chiar a murit acea persoană. Deci a fost cel mai bun lucru pe care l-am putut face. Am fost la spital nu doar pentru bolnavi, pentru că au nevoie de spovedanie și de împărtășanie și medicii care sunt în linia întâi. Am fost să spovedesc și să împărtășesc cu un medic care de dimineață până seara vindecă. Cum i-ați găsit pe medici? Pentru că ați fost lângă ei, ați fost cu ei, ați încercat să-i alinați. Cum i-ați găsit? Mai au putere? Medicul care l-am spovedit și l-am împărtășit își găsește puterea în Dumnezeu. Evident, nu punem pregătirea profesională împotriva credinței, ci împreună. Noi folosim credința care ne-a dăruit-o Dumnezeu, dar și rațiunea și toată pregătirea noastră profesională ca să-i vindecăm pe oameni. Eu ca preot, medicul ca medic. Niciun medic nu poate să-și pună baza doar pe medicină, pentru că am văzut ce se întâmplă. Acum nimeni nu are soluție. Dacă nu avem vaccinul, ce ne facem? Până să avem un vaccin, folosim tot ceea ce avem, chiar și dragostea noastră, toate măsurile de protecție. Medici în linia întâi, care sunt oarecum copleșiți de cazuri, dar nu părăsiți de Dumnezeu și nu părăsiți tocmai de această mângâiere spirituală. Este important să ne ajutăm unii pe alții. Ce sfat l-ați dat celor de acasă, tocmai ca să venim în întâmpinarea și în ajutorul celor care sunt în linia întâi? Și aici mă refer la medici, la șoferi, la cei din Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, voluntari. Sunt o grămadă de oameni, șoferi, care noi așa aprovizionează magare ca noi totuși să avem de toate în această perioadă. Ce sfat le-ați da oamenilor ca să-i ajutăm pe acești oameni?
Foarte multe persoane își riscă acum sănătatea, am putea spune chiar și viața, medici și toți cei care în aceste zile trebuie să iasă, trebuie să ne ajute pe noi să trăim, fie prin aprovizionare, fie prin supermarketuri și așa mai departe. Haideți să-i ajutăm, să fim prudenți, să fim cât mai prudenți ca să nu ajungem foarte mulți să trebuiască să fim internați, să nu dăruim mai departe virus sau să nu îl primim. Prudența noastră poate ajuta multe vieți. În acest timp al învierii din morți a lui Hristos, să-i facem pe alții să trăiască și prin prudența noastră, rămânând acasă, evident. Marea dilemă care plutește în seara de înviere. De Zim. Unde ne luăm lumina? Aici ridici o minge la fileu. Suntem prea obișnuiți să luăm, să câștigăm, să punem noi mâna, să cumpărăm, să luăm nevastă, să luăm o mașină, să luăm. Adică totul cumpărat. Nu! Sunt lucruri în viață care nu trebuie neapărat luate, trebuie primite. Trebuie să primim viața, să învățăm să primim viața, să primim și lumina. Asta înseamnă că gestul simplu o aprindem noi acasă. Nu e același lucru, dar învățăm un alt dinamism. Că sunt lucruri în viață care pot fi primite, nu doar luate, cumpărate sau luate în posesie. Acum revenim un pic la lucruri mai lumești, pentru că și un părinte are pofte. Care este mâncarea preferată a părintelui Francis Doboș? Dacă zic ce care e mâncarea preferată, e o categorie care o să-mi sară în cap. Mai bine tac. De ce? Păi cum pot să zic că îmi place mielul? Că o să sară veganii și o să Deci, am înțeles. Deci, făcând cu ochiul, nu vă place mielul. Nu îmi place mielul. Îmi place iarba amară, ierburile amare. Îmi place pasta. Pentru că și eu am slăbiciune. Salata băf. Vai, deci dacă nu există salată băf, parcă nu e Paște. Acum îmi lipsește familia mea, pentru că în fiecare duminică... Ce lipsește părintelui în aceste sărbători? Ce o să-i lipsească? Familia mea de sânge. Mama, tata, frații mei, cumnatele mele, nepoții mei. Adică familia lărgită. Tribul Doboș. Pentru că în fiecare duminică, noi la prânz, suntem împreună. Deja de o lună de zile... Nu mai suntem împreună fizic, dar spiritual. Eu am făcut o constatare extraordinară. Bine, eu sunt un mare norocos. Eu am intrat în izolare cu a mea familie. Suntem 5 persoane. Și știi cum, cu 3 fete în casă, nu ai când să te plictisești. Descoperi de fiecare dată lucruri noi. 4. Și ce am constatat? 4 cu soția. Bine, ea este regina casei. Cum să zic eu? Este doamne al meu. Ești un mântuit. Da, așa e. Am constatat în aceste zile, jur, am avut așa o senzație plăcută, ce bine e să stai în fiecare seară la masă cu ai tăi. Pentru că, într-adevăr, până acum făceam și noi tot duminica. Dar în fiecare seară să stai la masă cu ai tăi, pentru că tot timpul veneam seara târziu, după spectacol, după un live, adică după evenimente sau după alte lucruri. Și nu-i prindeam tot timpul. Dar acum, ce plăcut, ce sentiment plăcut e să stai cu ai tăi la masă în fiecare seară. Atunci pandemia, ne vorbim. Pandemia nu are numai laturile negative. Putem descoperi lucruri foarte pozitive în această perioadă. Ne putem descoperi pe noi. Putem descoperi că cei din familia noastră pot fi chiar tip de treabă. Așa este. Pot să zic cu mâna pe inimă, în familia mea am niște tipe de treabă așa. Fiecare ne pregătim cu un meniu acum de sărbători. Ce se lipsească în meniul de sărbători? E provocarea mea pe care o lansez. Nu m-am gândit foarte mult, mi-a venit astăzi. Am zis că ar trebui ca în meniul de sărbători să nu lipsească Dumnezeu. E poate marea lipsă. Să nu ne lipsească Dumnezeu în meniul de sărbători. Dumnezeu, de obicei, mergem la biserică și noi aprindem doar o lumânare. Dumnezeu, de sărbători, mergem, ne spovedim și ne împărtășim. Adică îl primim pe Dumnezeu în trupul Lui. Ne împărtășim cu Hristos. Iată, o facem în formă spirituală. Să nu lipsească Dumnezeu întrupat în gesturile noastre, în cuvintele noastre, în modalitatea noastră de a iubi pe cei dragi prin cuvinte, prin gesturi, prin ascultare, prin joaca cu cei de acasă, cu nepoții, cu cei care sunteți acasă. Eu acum nu o să am o perioadă, nu voi putea merge acasă la ai mei, dar
voi, care aveți toată familia alături, chiar și bătrânii care se simt singuri, să redescopere prezența și bucuria celor dragi alături de ei. N-aș vrea să zic să le dați un sfat, dar vreau să zic, spuneți-le o vorbă bună tinerilor. Care este vorba bună a părintelui în acest pentru tineri, doar pentru tineri? Acum nu putem să mergem nici la cinema, nici la mall, nici nicăieri. Suntem închiși în casele noastre. Să redescoperim lucruri, că, dincolo de toată această fugă a noastră după distracție, să lăsăm ca și o distracție spirituală să coboare la noi. Adică Dumnezeu nu este un clown, nu este un jucăuș neapărat, dar este Dumnezeu care ne dăruiește și toată această capacitate de a râde de noi, de a nu ne lua mereu în serios, de a nu fi atât de prețioși, dar să ne dăm seama că avem o viață spirituală, că setea de cer este atât de mare încât nicio distracție de pe acest pământ nu o poate, și niciun drog, nici o băutură, nici un club nu poate opri în inima noastră setea de infinit, de cer. Celor în vârstă? Celor în vârstă să redescopere gesturi simple, gingășia gesturilor simple. Adică tocmai atunci, pentru că cei în vârstă de foarte multe ori nu mai au răbdare. Nu mai au răbdare nici cu ei, nici cu copiii, nici cu nepoții. Să redescopere acum bucuria răbdării, a gingășiei, a tandreții, de ce nu? Sunt și capabil. Să aștepte cu drag bucuria revederii. Asta cu siguranță. Acum am o întrebare de la Sofia. O să vină iepurașul și la ce oră vine? Eu, din experiența mea personală, nu l-am prins niciodată. Era atât de rapid încât fugea până mă trezeam eu. Dar oricum lăsa. Avea grijă iepurașul. Ca și Moș Crăciun. Cum se făcea, cum nu se făcea. Nu îl găseam, domnule, niciodată. Adică părinții nu m-au făcut să-l întâlnesc, nu m-au trezit de fiecare. La fel și acum. Când se va trezi, Sofia va vedea că iepurașul a trecut. Bun, deci acum am dovada, cum s-ar zice. Încheiem cu un mesaj către toți cei care ne privesc acum. Avem multe motive pentru care să prețuim viața. Atâta vreme cât suntem vii, chiar dacă avem multe lipsuri, suntem în casele noastre, nu ne convine, am vrea să fugim, să facem altceva, atâta vreme să descoperim că atâta vreme cât suntem vii putem să facem minuni. Fie cu viața noastră, fie cu cea din jurul nostru, a oamenilor pe care îi iubim și care ne iubesc. Paște fericit, părinte! Un Paște binecuvântat tuturor! Numai bine! Mulțumesc din suflet, părinte! Eu acum am simțit că, cum să zic, vorbind cu un om care e un pas mai aproape de Doamne, Doamne, decât mine, mă rog, cred că cu 100 de pași, mă simt mai bine și aștept cu mare drag Paștele, învierea lui Hristos și să spun Hristos a înviat. Nevoia mea de spovedanie sau nevoia mea de a intra într-o biserică cumva s-a împlinit acum cu acest dialog. Vă mulțumesc și, Doamne, Doamne, să știi că am mai făcut o faptă bună astăzi. Doamne, Doamne, bine că ai trecut și pe la Pavel. Yes! Sărbători fericite! Îmbrățișează toate cele patru fete din casă. Așa să fie. Îi îmbrățișez și pe cei de acasă. Oameni buni, sărbători fericite. Bucurați-vă alături de ceilalți, chiar dacă online. Dar bucurați-vă. Bucurați-vă de faptul că sunteți sănătoși, în primul rând. Și că vin sărbătorile. Ce frumos e. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Numai bine. Numai bine.